Ei, na. Prima îmbrățișare dintre Mihai și Hatice. Când a venit Mihai în casa fetelor, Hatice era afară la țigară, s-a dus după ea, au vorbit ceva, Hatice pare că ar fi plâns până acum. S-au întors să, o felicite pe Carmina, au luat-o în brațe, au pupat-o, separat, apoi s-a dus Vlad la Hatice. Și Mihai s-a dus și el, a luat -o în braț, a popat-o pe frunte, a îmbrățișat-o și s-au retras undeva pe canapele în spate, cu siguranță mai au de vorbit. Dar, na, probabil este una dintre cărțile pe care încă le mai joacă Hatice în ceea ce îl privește pe Mihai. Pentru că a văzut că lui Mihai îi place sensibilitatea aceasta a femeilor și atunci îi simte nevoia să fie lângă ea, să o protejeze. Cert este că... Este prima fată cu care are astfel de contact și anume îmbrățișări, pupiș pe frunte și așa mai departe. Nu știm ce va fi, cu siguranță aștept și comentariile dumneavoastră.